Bună, dragii mei, eu sunt Romina. Bine ați venit sau revenit pe canalul meu. Azi m-am gândit să filmăm împreună primul video din seria Vlogmas. Asta înseamnă că oficial am dat startul unor clipuri video cu tema Crăciunului. Și pentru că decembrie este luna cadourilor, m-am gândit să vă ajut să creați un cadou special pentru o persoană din viața voastră. Indiferent că este vorba despre colega de la lucru, șefa, mama, prietena cea mai bună, iubitul sau orice altă persoană din viața voastră, eu am găsit o metodă foarte interesantă de a crea un cadou perfect pentru acest sezon. Dacă am reușit să vă fac curioși, haideți să vedem împreună despre ce este vorba. Vom începe cu ceva foarte simplu și anume ambalajul cadourilor. Haideți să renunțăm la cutiile clasice cu hârtii decorative și cu fundițe. De data asta m-am gândit să vă arăt cum putem să facem un cadou, ceva mai deosebit, folosindu-ne de două obiecte mai puțin convenționale. Este vorba despre un ghiveci pe care îl puteți alege în orice formă sau culoare doriți. Puteți să le alegeți chiar și pe cele de ceramică, sunt foarte multe cu specific de Crăciun care s-ar putea să vă placă. Iar mărimea o alegeți voi în funcție de mărimea pe care doriți să o aibă cadou. Și un alt obiect pe care îl vom folosi, pe care poate ați mai auzit de acesta de pe Pinterest sau ați văzut idei de cadouri într-un borcan, este un simplu borcan în care am avut niște murături de pe care am curățat eticheta cu murături. Haideți să vedeți cum am gândit eu să creez aceste cadouri. Ok, să nu vă speriați, am adunat aici o serie de obiecte. După cum vedeți, sunt obiecte foarte micuțe sau de mărimi medii pe care le-aș putea integra în aceste cadouri. O parte din obiecte sunt măști, măștile de la Seven Heaven pe care vi le-am mai arătat, măștile de la Vichy, am aici o mască de la Star Skin și o mască pentru păr de la Douglas, Ultimate Shine. Ok. Pe lângă acestea, ce mai putem pune? Am aici, de exemplu, un pămătuf foarte drăguț de la The Body Shop, e micuț și ar merge foarte bine pentru un cadou de iarnă. Bun, ce mai am eu aici este un colier. Puteți să alegeți orice fel de colier doriți sau cercei, ceva mic, drăguț, care să îl putem integra în borcan sau în ghiveci. Alte lucrușoare mici și drăguțe pot fi agrafele de păr. Tot așa o altă agrafă în formă de fundiță. Ok, altceva, o pereche de șosete mai deosebite. Eu le-am pe acestea cu sclipici pe care le-am luat dintr-un magazin local, dar să știți că am văzut la H&M aproximativ la fel. Erau seturi cu două perechi de șosete. Nu știu să vă spun un preț exact, dar le puteți folosi pentru un cadou de Moș Nicolae, un cadou de Moș Crăciun foarte drăguț. Alte lucruri pe care le mai putem folosi sunt tot felul de produse cosmetice de mărimi mici sau travel size. Eu am acolo câteva, după cum vedeți. Am niște farduri mici, ca de exemplu acest fard de la Melchior, pe care îl găsiți atât în magazinele online, cât și în cele fizice. Îl puteți găsi pe orice nuanță doriți. Am aici fardurile, de fapt e o mini paletă de la Elf, care la fel poate fi un cadou foarte frumos. O mini sticluță de Ballantines pe care am primit-o de la băutură online și la fel puteți integra câte o mini sticluță din aceasta în cadou pentru că e ceva mai deosebit. Okay. Mini rujurile pot fi și ele o idee foarte, foarte bună. Fondurile de ten de la NYX Total Control au și ele un ambalaj suficient de mic încât să intre într-un burcănel. Mai puteți folosi și aceste pastiluțe de sare de baie care sunt foarte bune. Și le găsiți la Douglas, găsiți din acestea la Sephora, la The Body Shop sau oriunde au produse cosmetice special create pentru skincare și body. O altă idee ar fi de la Himalaya Multipurpose Cream. Pe lângă produsele despre care v-am vorbit, aș vrea să mai integrăm și ceva dulce. Și eu m-am gândit la Ferrero Rocher pentru că eu sunt mare fan Ferrero Rocher. Îmi plac foarte mult aceste ciocolățele. Și acum să trecem la partea de decor, pentru că deși e un cadou în borcan, nu vrem ca acesta să nu arate ca un cadou de Crăciun și să fie ceva urât. Vrem să fie un cadouaj drăguț și frumos. Haideți să începem.
Voi începe în primul rând cu acest ghiveci și am să pun în primă fază aceste șosețele despre care v-am spus. Le voi pune aici pe fund. Mai apoi, pentru că acest ghiveci este puțin mai mare, am să introduc această cremă de duș de la Tesorii d'Oriente, care cred eu că va da foarte bine în acest design. Pe lângă crema de duș, am să pun acest ulei esențial de grapefruit de la Solaris. Mă gândesc să pun una din aceste măști de la Vichy. Aceasta este Glow Peel Mask. Și o mască cu miere de la Seven Heaven. Ok, acum am să pun acest preloc foarte drăguț. Și pentru că setul merge mai mult pe ideea de spa, am să pun o pastiluță de aceasta de sare de baie. Iar acum urmează să o decorez. Așa, voi pune un fulguleț, o steluță și mai multe inimioare. Și pentru a da puțin mai multă strălucire, voi folosi și această pilă de unghii, care este foarte drăguță și sticlicioasă. Și acum să nu uităm de partea dulce. Am să adaug două ciocolate de la Ferrero Rocher. Și voilà! Acesta este cadoul. Îl mai puteți ambala foarte frumos într-o folie de plastic pe care să o legați cu o fundiță. Eu zic că acesta este un cadou minunat și partea bună e că prietena, mama sau, nu știu, colega de lucru, după cum am spus, poate să folosească acest ghiveci și nu doar produsele din el. Să trecem mai departe. Vom trece la decorarea acestui borcanel. Pentru acest borcanel am să folosesc așa. Am să pun acest pămătuf pentru că am nevoie de un suport acolo jos. Am să pun acest colier handmade care este foarte drăguț. Pentru decorațiune am să pun o inimioară din această sclipă. Am să adaug un fard de la Melchior. Paleta de farduri de la Elf, o mini ojă de la Estée Lauder roșie și un lip balm de la EOS. Pentru a-i da puțin glam acestui cadou, am să mai pun și o agrafă în formă de fundiță. Iar acum am să pun ciocolată. După ce am terminat, am să închid acest borcan și am să iau o fundiță aurie, pentru că merge foarte bine cu acest verde. Am să o învârtez de câteva ori pe acest borcan. Ups. Iar apoi am să-i fac o fundiță drăguță. Uite așa. Și pentru că nu-mi doresc ca acest cadou să rămână așa un simplu cadou, am să-i pun acest fulg de nea, fie am să-l lipesc aici cu un pistol de lipit, fie am să-l agăț aici la fundiță pentru a-i da un aer de Crăciun. Cadourile propuse de mine, eu sper că v-au plăcut și sunt foarte curioasă să văd care dintre acestea vă place mai mult și dacă o să aplicați și voi această idee de cadou anul acesta. Și pentru că tot este luna cadourilor, m-am gândit ca în această lună să vă fac și vouă un cadou. M-am gândit să dau drumul unui giveaway aici, pe canalul meu de YouTube. Premiul este unul singur și acesta va fi al unuia dintre voi. Haideți să vă spun despre ce este vorba. De la Citru veți putea câștiga un deodorant și o apă de toaletă,
O altă apă de toaletă, de această dată de la Tezorii de Oriente, care se numește Japanese Rituals. De la Cosmia puteți să câștigați acest șampon cu keratină și acest balsam de păr, care este pe bază de ulei de mânoi. De la Avon am pentru voi un ruj, este o nuanță foarte frumoasă de roz, și un rimel de la MAC. Mai am 3 cadouri micuțe pe care le puteți câștiga și anume această pastilă de seară de baie pe care v-am arătat-o și mai înainte și am integrat-o într-unul dintre cadouri, un balsam de buze și oglinda de la Melchior. Detaliile despre acest giveaway am să le las jos în descriere, dar veți găsi mai multe detalii și pe pagina mea de Facebook sau pe Instagram. Ce trebuie să faci pentru a câștiga toate acestea? Nu este mare lucru. Dacă ai canal de YouTube, să mă urmărești pe YouTube și să-mi dai follow pe Instagram, pentru că acolo voi anunța câștigătoarea acestui concurs. Concursul va dura până înainte de Crăciun și sper să reușesc să trimit premiul înainte de Crăciun câștigătorului sau câștigătoarei. Sper că v-a plăcut acest video, iar dacă v-a plăcut, nu uitați să-i dați like și subscribe canalului meu. Vă pup și ne vedem data viitoare!